Stimați prieteni, astăzi o să abordăm o temă de familie. Deseori abordăm teme de familie. Facem lucrul acesta pentru că familia este un lucru aproape de sufletul nostru. În familie stăm o mare parte din viață și liniștea noastră depinde în primul rând de liniștea din familie. Mergând spre întâmpinarea acestui subiect, aș vrea să surprindem un anumit aspect, o anumită idee, și aspectul acesta este următorul. Ce trebuie să fac ca să am o căsătorie fericită? Căsătoria își atinge scopul atunci când soții sunt fericiți. În absența fericirii, căsătoria este greu de suferit. Fericirea este un produs al soților, e un produs la nivelul lor. Ei bine, când vorbim despre lucrurile acestea, întotdeauna trebuie să punem în evidență cele două componente care compun viața de familie, căsătoria. Pentru că de aici pleacă fericirea sau nefericirea. Și atunci vorbim despre curtare și despre construcția căsătoriei. Curtarea trece prin cele trei faze. Cunoașterea, care e faza de prietenie. Aici este vorba despre alegerea viitorului tovarăș de viață. Alegere care este pasul cel mai important dintre toți pașii căsătoriei. Stimați prieteni, permiteți-mi să accentuez. Dintre toate aspectele vieții de familie, alegerea viitorului tovarăș de viață este cel mai important. Pentru că atunci când construim viața noastră de familie, construim cu materialele pe care le-am ales. Dacă ai niște materiale second hand, niște materiale slabe, casa nu poate să exceleze. De aceea, noi încercăm să reparăm, să consiliem, să ne întâlnim, să mustrăm, să certăm, să restricționăm. Dar totul pleacă de la alegere. Dacă n-ai ales un băiat bun, degeaba întrebi pe cineva ce să mai fac acum, că prea multe lucruri nu mai ai ce să faci, decât să ai răbdare, să înghiți, să mai te faci că nu auzi, că nu vezi și să te mulțumești uneori și cu nimic. Sună straniu, nu? Da, sună straniu, dar nu este straniu. Responsabilitatea alegerii este absolut fundamentală. Curtarea este secretul construirii. Curtarea. Pentru că aici alegem pe cineva cu care rămânem pentru restul vieții. Apoi este confirmarea, care înseamnă logodna, și conviețuirea, care înseamnă căsătoria. Curtarea este perioada îndrăgostirii. Spun de fiecare dată când am ocazia că îndrăgostirea este un automatism hormonal, endocrin. Este acțiunea unui hormon care proiectează superlativul asupra persoanei de care te îndrăgostești. Adică o vezi perfectă. De ce? Pentru că erosul este acolo și prin prisma la această dorință, la această căutare, totul este superlativ. Numai că după ce te liniștești, dacă îmi permiteți expresia aceasta puțin mai... După ce te liniștești și îl cunoști pe omul de lângă tine, îți dai seama că nu este ceea ce îți căutai. Dragostea se exprimă în multe feluri, însă nu toate aceste feluri sunt altruiste ca dragostea care poartă grijă fără să ceară nimic în schimb. Există cel puțin două categorii de dragoste. Dragostea egocentrică, care se concentrează mai mult asupra plăcerii pe care o poate dobândi cineva în relație, în cadrul relației. Nu pe cea pe care o poate oferi, ci pe cea pe care o poate dobândi. Și este dragostea reciprocă, în cadrul căreia partenerii sunt implicați într-o relație bazată pe înțelegere reciprocă. Curtarea este secretul. Pentru că dacă ți-ai o mașină slabă, atâția ani cât o folosești, vei folosi o mașină slabă. Dacă ți-ai o mașină bună, de calitate, atunci vei conduce o mașină de calitate. Este diferență între o mașină slabă și una bună? Orice șofer știe că este. Tot la fel este și cu alegerea tovarășului de viață. Curtarea dă forță construcției. Construcția căsătoriei. O construcție de calitate folosește materiale de calitate. După ce trece luna de miere, începe lupta pentru putere. Începe lupta pentru putere. Și lupta aceasta pentru putere va hotărâ cine este primul și cine este al doilea. Uneori în procesul construcției unei case există crize.
Prima dintre ele este criza mentalităților. Cele două mentalități despre căsătorie ale celor doi soți vor intra în conflict datorită diferențelor dintre ei. Soțul are perspectiva lui despre căsătorie și soția are perspectiva ei despre căsătorie. Dacă cele două sunt foarte diferite, atunci ei trebuie să folosească consensul, dar pentru asta îți trebuie maturitate, îți trebuie răbdare. Înseamnă să fii un om trecut prin viață. Apoi este criza monotoniei. Vine vremea când trecem de luna de miere, relația intimă se consumă de foarte multe ori și încet încet apare plictiseala, apare rutina. Masca politeței în afara casei și masca oboselii în interiorul casei. Cum pleacă de acasă soțul, soția, vesel-veselă, politicos-politicoasă, când se întoarce, obosită sau obosit, epuizată sau epuizat. Care este adevăratul eu? Cel care iau masca politeții în afara casei sau cel care iau masca oboselii în interiorul casei? Ce aduc eu acasă când vin? Zâmbete sau ce? Monotonia aceasta, să știți că nu este ușor de depășit. Ea ne sugerează în mod păcătos să ne uităm după altcineva. Apoi o altă criză este criza cuibului gol, criza singurătății. Pleacă copiii și aduceți-vă aminte de familia lui Isaac și Rebecca. Aduceți-vă aminte de faptul că fiecare dintre ei și-au luat un copil și au avut o relație mai strânsă cu copilul de lângă ei decât cu partenerul. Și când cei doi copii au plecat, ei s-au trezit doi străini sub același acoperiș. De ce? Pentru că au avut o relație de căsătorie mai repede cu copilul decât cu partenerul. Există semne care semnalează deteriorarea unei căsătorii. Primul dintre ele, de departe, primul este pierderea politeței. Când politeția se pierde, se pierde finețea, se pierde eleganța, se pierde frumusețea și intrăm cu cizmele. Politeția trebuie păstrată, pentru că dacă o pierdem pe ea, urmează să pierdem admirația și în final încrederea. Și cu asta am pus-o pe chituci, pe butuci. Trebuie să ne păstrăm politeția. Faptul că ne obișnuim unul cu altul nu trebuie să ne conducă la greșeala de a elimina politeția. Politeția mă caracterizează și nu are importanță dacă sunt în primul an sau în al 40-lea an. Este o problemă de caracter. Apoi e pierderea admirației. Admirația se poate pierde atunci când are nevoie de anumite motive. Este necesar să ne luptăm pentru a nu ne pierde admirația. Însă nu depinde doar de noi. Politeția depinde doar de noi, dar pierderea admirației depinde în mod special de celălalt. Pentru că el se poate purta în mod repetat, sau ea, într-un fel în care nu doar admirația, îți pierzi și respectul. Și în ultima fază este pierderea încrederii. Adică nu mai ai încredere că e acolo unde e, nu mai ai încredere că e adevăr ceea ce a spus, nu mai ai încredere că a făcut ce pretinde că a făcut sau că n-a făcut. Când încrederea s-a pierdut, viața de familie s-a ruinat. Pentru că întotdeauna, în timp ce consumăm apă dintr-o sticlă, în locul apei pe care o consumăm, intră aer. Tot la fel, când încrederea pleacă, intră gelozia. Iar o familie în care există gelozie nu e o familie în care ai vrea să fii. Trebuie să ne luptăm pentru păstrarea politeții, pentru păstrarea admirației și pentru păstrarea încrederii. Dacă aceste trei lucruri sunt prezente, căsătoria va avea gust, pasiune, entuziasm și va fi locul unde vei fi fericit. Te rog, luptă-te pentru fericirea ta. Este singura dată când poți fi fericit în viața asta, în căsătoria asta. Lasă ambiția și nervii, astea sunt lucruri slabe. Păstrează-ți politeția, păstrează-ți admirația, păstrează-ți încrederea. Haide să ne rugăm pentru aceste lucruri. Tatăl nostru, stăm în fața ta, recunoaștem că suntem niște ființe epuizabile, uneori suntem răutăcioși, pretențioși, arțăgoși, nervoși, iartă-ne, te rugăm.
Mulțumim pentru că ne-ai dat viață. Mulțumim că ne-ai dat și nouă un partener de viață, un tovarăș de viață, ne-ai dat copii. Mulțumim că ne-ai dat și nouă casă și masă. Mulțumim că avem mintea întreagă, Doamne, ca să ne folosim discernământul pentru alegerile vieții. Dar te rugăm frumos, ajută-ne să investim mai mult în viața de familie. Ajută-ne să prețuim mai mult omul pe care ni l-am ales ca tovarăș. Chiar dacă au trecut mai mulți ani și monotonia este acolo, ajută-ne să fim creativi. Ajută-ne, Doamne, să ne reinventăm, să ne reinventăm obiceiurile, prioritățile, valorile. Ajută-ne, Doamne, ca să facem lucruri care ne ajută să ne bucurăm de viață și unul de celălalt. Ajută-ne să ne bucurăm de copii, să investim în ei, să învățăm ce ai pus tu în noi de-a lungul anilor. Doamne, dă-ne putere să nu gândim firește, să nu fim niște sclifosiți care alergăm pentru a primi. Ajută-ne să fim niște oameni demni. Ajută-ne să fim niște oameni puternici, niște oameni de caracter, niște oameni care suntem gata să facem eforturi pentru fericirea din casa noastră. Știm că ești cu noi. Tu ne-ai adus până aici și Tu vei continua să ne duci, că ești Dumnezeul nostru. Ne smerim în fața Ta, ne închinăm și Te onorăm, pentru că meriți să fii onorat. Sfințească-se numele Tău în veci. Amin. Dragi prieteni, am ajuns la încheiere. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru interes. Sper să nu pierdeți nici prezența, nici interesul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. La revedere! Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezita să apăsați butonul like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă!